Camerele de supraveghere montate pe străzile municipiului Slatina își dovedesc eficiența. Obiectivele surprind tot felul de fapte, atât în trafic, cât și pe trotuar, în zona blocurilor, a parcărilor și a unităților școlare și comerciale. Imaginile sunt văzute live de angajații poliției locale, care imediat iau legătura cu colegii aflați pe teren, iar aceștia intervin de îndată la fața locului. În ultimele două săptămâni ale lunii februarie, polițiștii locali au primit 100 de solicitări pe numărul din dispecerat 954 și aproape 500 de solicitări prin intermediul sistemului de monitorizare. Nu mai departe de ultimele 201 ale lunii februarie, am avut un număr de 486 de situații în care operatorii noștri au sesizat atât polițiștilor locali cât și celelalte organe competente faptul că au fost surprinse diverse fapte care contravin legii. Ne referim aici la contravenții, la cele mai simple contravenții, consum de alcool pe domeniul public sau aruncarea de deșeuri de mici dimensiuni, până la săvârșirea de infracțiuni. Cele mai multe amenzi sunt aplicate în trafic pentru staționare interzisă, opriri neregulamentare și acces interzis. Polițiștii continuă și ridicarea mașinilor. În fiecare zi sunt ridicate autoturisme din diferite zone, uneori chiar și de petrecerea de pietoni. Au fost nevoiți polițiștii locali să dispună și ridicarea unui număr de 40 de mașini care au fost parcate neregulamentar. Ne referim aici la mașini parcate pe trecere de pietoni, în apropierea trecerii de pietoni sau în zona intersecțiilor, ceea ce presupunea creșterea riscului de accidentare a pietonilor, a celor care se angajează în traversarea străzii, dar și apariția de ambuteiaje. Polițiștii locali au dat și aproape 50 de sancțiuni pentru aruncarea de gunoaie pe domeniul public și nerespectarea programului de liniște. Valoarea amenzilor aplicate în cea de-a doua jumătate a lunii februarie depășește 85.000 de lei.